Am impresia că, mamă, e gata, pică cerul pe tine dacă ai oprit motorul la pornire. Te oprești, te dai jos și pleci acasă. Ai primit 21 de puncte, ai făcut direct blackjack și ai plecat acasă. Salutare, dragi viitori de mașini, bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog. Astăzi facem un material cu totul special, mai ales pentru cei ce fac școala de șoferi, pentru cei ce urmează să facă școala de șoferi și pentru cei ce sunt interesați să vadă câte puncte primești în funcție de greșelile pe care le faci în momentul în care dai pentru permisul de categoria B. Hai să dăm drumul materialului! Începem ușurel așa, cu cele 3 puncte în funcție de greșelile pe care poți să le faci până să te pui în mișcare. Nu știu dacă știai, dar există posibilitatea ca în momentul în care te urci în mașină, examinatorul poate să te întrebe fiecare martor din bordul mașinii, iar dacă nu știi semnificația martorilor, o să primești 3 puncte de penalizare înainte să pleci de pe loc. La fel, înainte să te pui în mișcare, dacă nu-ți reglezi scaunul, dacă nu-ți reglezi oglinzile retrovizare sau dacă nu-ți pui centura de siguranță, o să primești 3 puncte de penalizare pentru fiecare greșeală. Și să nu uităm, am auzit foarte multe cazuri în care există posibilitatea să încerci să te pui în mișcare, frâna de mână să fie activată și să-ți fie greu să te pui în mișcare. Tocmai de aceea există și un punctaj destinat acestui subiect și anume, în momentul în care frâna de mână este activată și dai să pleci, automat primești 3 puncte. După ce ți-ai reglat toate aceste puncte, există posibilitatea să oprești motorul în momentul în care te pui în mișcare. De multe ori, marea majoritate oamenilor au impresia că, mamă, e gata, pică cerul pe tine dacă ai oprit motorul la pornire. Nu pică cerul pe tine, o să primești doar 5 puncte de penalizare pentru acest subiect. La fel, 5 puncte de penalizare primești pentru folosirea incorrectă a treptelor de viteză, adică dacă dai din 2, îi dai 4 direct sau din 4 îi dai 2 direct și se aude foarte ciudat motorul, adică nu înțelegi cum funcționează cutia de viteze, există posibilitatea ca în momentul în care te oprești să vezi că ai 5 puncte de penalizare. Dacă nu reușești să ții direcția de mers, o să primești 9 puncte de penalizare. Folosirea incorrectă a drumului, ba te așezi prea aproape de bandă de contrasens, te așezi prea aproape de banda din dreapta sau de acostament dacă ești pe prima bandă, o să existe posibilitatea să primești 6 puncte de penalizare. Încă un subiect oarecum sensibil, pentru că primești doar 3 puncte de penalizare dacă faci greșeala asta, și anume folosirea incorrectă a luminilor de drum sau a luminilor de întâlnire, o să primești 3 puncte de penalizare. Conducerea în mod neeconomic, adică pui piciorul tare pe accelerație, frânezi agresiv și nu ai grijă de mediul înconjurător prin modalitatea în care utilizezi mașina, mai exact, nu te comporți ecologic sau economic, o să primești 5 puncte de penalizare. Deci mare atenție, nu accelera brusc, nu frâna brusc, pentru că automat, odată cu greșeala asta, o să primești 5 puncte penalizare. Încă un subiect interesant este mersul înapoi. Dacă nu reușești să mergi corect înapoi, adică să ții banda și să nu mergi să mergi așa lipsit de control, o să primești 5 puncte de penalizare din nou. Întoarcerea din 3 mișcări, același punctaj. 5 puncte penalizare. Executarea parcării cu fața, parcarea cu spatele sau parcării laterale, câte 5 puncte penalizare. Deci dacă nu știi să faci oricare dintre astea, nu e așa grav. Sunt doar 5 puncte din 21. Încă un subiect ce consider că e important să-l atingi de fiecare dată, când te pui în mișcare, după ce semnalizezi, e important în permanență să te asiguri. Chiar dacă nu vine ceva, e important de fiecare dată să te uiți, să nu fii surprins, pentru că o să primești 9 puncte de penalizare dacă nu faci asta. Dacă nu semnalizezi în momentul în care treci de pe bandă pe cealaltă, dacă nu semnalizezi în momentul în care te pui în mișcare, o să ai surprinderea că o să primești 6 puncte de penalizare. Încadrarea incorrectă, deci dacă vreau să merg la dreapta și mă pun pe banda din stânga, dacă vreau să fac stânga și mă pun pe banda din dreapta, o să fii surprins de 6 puncte de penalizare.
Efectuarea de manevre interzise, oprire, staționare, întoarcere sau mers înapoi, 6 puncte de penalizare. Neasigurarea la pătrunderea într-o intersecție, 9 puncte de penalizare. Încă un subiect ce eu sunt de acord cu el și mi se pare normal că are 9 puncte, nepăstrarea distanței față de mașina din față. Dacă îți asumi niște riscuri total inutile circulând foarte aproape de mașina din față, o să primești 9 puncte de penalizare. Acum aducem primul subiect. Și în momentul în care l-ai făcut, te oprești, te dai jos și pleci acasă. Adică, primul subiect în care primești direct 21 de puncte. Nerespectarea regulilor referitoare la executarea depășirii o să-ți aducă oportunitatea de a opri exact în momentul respectiv examenul. Adică, dacă depășești aiurea, s-a oprit examenul tău. Încă un element ce știu că multă lume îl greșește, și anume să oferi prioritatea celor ce nu au acest drept. Și anume să-i dai drumul, să-i faci semn la unul care nu are prioritate sau orice alt element ce confirmă faptul că nu prea știi exact cine are prioritate într-o anumită intersecție, o să-ți aducă 9 puncte de penalizare. Cel de-al doilea punct ce îți aduce automat 21 de puncte fără nicio scuză, și ăsta cred că este cel mai relevant și cel mai des întâlnit motiv pentru care se pică traseul când vorbim despre examenul pentru permisul auto, este neacordarea priorității pietonilor. Dacă nu ai acordat prioritate pietonilor, în secunda 2 te-ai oprit și ai trecut pasager. Exact același principiu de funcționare se aplică și în sensul giratoriu. Dacă în sensul giratoriu nu acorzi prioritate celor ce au, în secunda 2 te-ai oprit, ai primit direct 21 de puncte și examenul tău s-a oprit acolo. Nerespectarea semnificației indicatoarelor, marcajelor, culoarea semaforului, excluzând culoarea roșie, 9 puncte de penalizare. Dacă intri pe roșu, din nou te oprește automat, ai primit 21 de puncte, ai făcut direct blackjack și ai plecat acasă. Depășirea vitezei maxime admise, 5 puncte de penalizare. Conducerea cu viteză redusă în mod nejustificat, 3 puncte de penalizare. Încă un subiect ce îți aduce direct 21 de puncte, cu toate că nu se prea traversează căi ferate la examen. Dacă se traversează, în secunda 2, dacă nu ai respectat acest subiect, deci dacă nu respecti bariera sau nu respecti semnalele luminoase la trece la nivel cu cale ferată fără bariere, automat ai picat examenul. Pe lângă aceste subiecte pe care oarecum le știți, există și două modalități prin care poți să spici examenul fără ca cineva să-ți dea o explicație. Dacă mergi la examen băut, sub influența drogurilor sau orice altceva ce poate să perturbe ceilalți oameni ce urmează să dea examen, o să pleci acasă. Deci o să primești direct 21 de puncte. La fel, orice acțiune a examinatorului, dacă e obligat să intervine în așa fel încât să evite un accident, o să primești 21 de puncte și odată cu cele 21 de puncte, examenul tău se va opri. Astea au fost elementele importante referitoare la examenul de traseu, dar vreau să știți că nimeni nu-și dorește să vă pice. Dacă mergeți la o viteză redusă și ascultați întru totul ceea ce își dorește examinatorul de la voi, o să aveți surprinderea că nu o să aveți nicio problemă și o să primiți permisul. Astea au fost punctajele pe care examinatorul le urmărește în momentul în care dai examenul de traseu pentru permisul auto. Eu am fost Mihai Beldie, tu ai urmărit Vrum Vrum Vlog și până la următorul episod, ce probabil va fi mâine, nu uitați! Iubiți-vă mult! Mașinile! Pa, pa!